Primăria Suceava intenționează să finalizeze cu fonduri din bugetul local investiția vizând refacerea grădiniței de la Colegiul Național Mihai Eminescu. Necesarul financiar depășește 2 milioane lei. Proiectul a demarat de mai mulți ani și a fost abandonat deoarece nu a mai fost susținut financiar de Ministerul Educației. O problemă rămasă restantă, dar nu din cauza primăriei, este grădinița de la Colegiul Național Mihai Eminescu. Așa cum se știe, acolo este din anul 2008 începută o grădiniță. Sunt 3 contracte. Un contract din anul 2008, din 15-a 9-a, modernizare, reabilitare termică, corp, grădiniță, valoare 445.898, din care s-a achitat 182.405, grad de realizare 40.9%. Al doilea contract, mansardare, grădiniță și extindere cu corp nou, etapa 1, contractul 3.555, din 14-a 10-a 2008, în valoare de 1.120.129, din care s-a achitat 681.419 lei, grad de realizare 60.83%. Și un al treilea contract din 2010, mansardare, grădiniță și extindere cu corp nou, etapa a doua, valoare 1.984.021,28 lei, din care s-a achitat 548.844, grad de realizare 27.66%. În concluzie, mai sunt de achitat, sau valoarea investiției rămasă de executat se ridică la 2.137.380 de lei. Eu sunt dispus să preluăm această investiție la Primăria Municipiului Suceava. Ea astăzi este la Guvern, la Ministerul Educației. Trebuie să facem o inventariere acestea acolo, împreună cu cei de la Guvern, Inspectoratul Școlar. Noi nu putem plăti factorii din urmă, de acum 7 ani sau când, în 2008. Să facem o inventariere, așa cum s-a făcut și la celelalte investiții la Liceul Sportiv, la Colegiul Național Ștefan cel Mare, să finalizăm această grădiniță care este necesară pentru copiii din cartierul Zamca și pentru Colegiul Național Mihai Eminescu, dar partea cea mai delicată este partea de legalitate. Sigur, și banii nu-mi dau afară din casă, dar la bani mai găsim soluții, dar partea de legalitate este cea mai complicată. Trebuie să facem o inventariere, cât s-a executat, ce s-a executat, cât s-a plătit, cât mai este de plătit și cât se poate transfera la primărie. Vă avea discuții în perioada următoare la nivelul inspectorat școlar, la nivelul Ministerului Educației Naționale.